Acum 20 de ani plecam din Constanța spre București. Acceptam un job absolut nou, și anume să lucrez pentru o multinațională. Asta după ce, cu un pic timp înainte, cu ceva timp înainte, așa istoric vorbind, lucrasem pentru o companie care este, zic eu, fanion în Constanța, Mircea Boldea este aici, GMB. Mă duceam la București să lucrez pentru Conex. Mă chemaseră să îi ajut cu o problemă. Și anume vreau să construiască un portal mobil. Am vrut să fac un pic de paranteză și o să vă spun ce făceam la GMB și cum a început toată distracția asta. De fapt, tot punctul unde sunt aici este pentru că la un moment dat Mircea m-a sunat și mi-a zis: auzi, nu vrei să te ocupi de o chestie nouă pe care noi vrem să o facem aici la GMB, să facem un internet service provider. Și am zis: ok, Mircea, we do it. Dar am o întrebare. Ce e la internet service provider? În general, ce e la internet? Asta se întâmpla în 96, 95, 96. 95, 96. Anyway, am reușit să construim acest serviciu. Între timp am fost recrutat de către cei de la Conex și mi-au stat în brațe un volum, țin minte și acum, avea vreo 300 de pagini, în care spuneau: asta este, sunt specificațiile noastre pentru un portal. Te rog frumos, ocupă-te tu de această chestiune. Prima, ai vreo întrebare? Și am zis: da, am o întrebare. Ce este acela un portal? A zis: nu știu, te descurci. Un an mai târziu am lansat pentru Conex portalul care se cheamă MyX. Unii dintre voi care sunteți probabil mai în etată știți despre el. Și împreună cu el am început și am dezvoltat o suită de servicii pentru Conex bazate pe tehnologia informației, bazate pe web, bazate pe ceea ce la început se chema internet mobil, care nu este nici pe departe ce înseamnă internet mobil în ziua de astăzi. Lucrurile au evoluat, am creat niște servicii interesante, unul dintre ele se chema MyDomain, nu știu dacă ți-a auzit de el, dar MyDomain a fost cel care, într-un fel, a revoluționat industria de internet din România. De ce? Pentru că a permis oricărui utilizator, printr-un simplu SMS, să aibă propriul lui domeniu și să aibă propriul lui site. Încă, cred că l-au închis acum 2 ani de zile. Cam asta a fost durata lui de viață. Toate bune și frumoase, până în momentul în care m-au pus să fac un alt serviciu. Era un fel de, dacă ai ceva ciudat de care nu vrea să atingă nimeni, dă-i lui Antonio. Am dezvoltat un serviciu foarte pe scurt. Ideea a fost foarte simplă. Mi s-a spus: fă chestia asta, nu ai buget, nu ai oameni, doar fă-o. De fapt, am realizat ani de zile mai târziu că era o metodă prin care mă puneau într-un colț să scape de mine. Fiindcă aveam gura mare. Și nu aveam gura mare pentru că incomodam sau înjuram sau cine știe ce vă trece prin cap, ci pentru că eram curios. Să concluzionez cu această mică poveste. Am lansat respectivul produs și fericit m-am dus la șeful meu. I-am spus: am lansat acest produs fără niciun fel de ajutor, fără niciun fel de buget. Mai mult decât atât, produce bani pentru Conex. Este extraordinar. Crezi că poate ar fi cazul să te gândești să dai măcar un om, dacă nu un bonus? Iar replica lui a fost extrem de seacă. Dar ce te-am pus eu să facă profit? Te-am pus doar să-l faci. Și atât. În momentul 2, mi-am depus demisia. Am zis cu ideea: dacă am fost în stare, cu resurse minime, să construiești ceva care se bucură de susținere și este folosit cu zero resurse, cu zero oameni, cu zero, 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 doar cu mintea mea, înseamnă că ceva în mine spune că pot să fac mai mult și mai bine. Am construit această companie, Netopia.
În momentul de față, n-am să mă laud cu cifre, pentru că, paradoxal, în businessul în care sunt, și este businessul de tranzacții, de plăți, tranzacții financiare, nu mă interesează banii. Nu faceți din a câștiga bani scopul. Scopul este altul. Vorbeam despre antreprenoriat. De fapt, despre asta aș fi vrut să vă spun, să vă vorbesc astăzi. Despre antreprenoriat. Regula numărul 1 în antreprenoriat, dar văd, de fapt, că este regula numărul 1 în viață, este că trebuie să fii curios. Curiozitatea, cel puțin pentru mine, este dovada supremă de inteligență. În momentul în care încetezi să fii curios, în momentul ăla ești doar un pasiv. Curiozitatea este cea care ne-a pus pe lună, este cea care ne-a făcut să avem tehnologie, este cea care ne-a făcut să avem o groază de lucruri care ne înconjoară și cu care interacționăm în fiecare zi. Este curiozitatea, este mintea umană care scotocește și care ne face să mergem mai departe. În ziua de astăzi, vorbim de machine learning, de inteligență artificială. Da, aceste componente tehnologice ne vor ajuta să creștem și să mergem mai departe. Dar există un singur lucru pe care mașina nu o să poată să facă niciodată. Și aceea este curiozitatea, nu va fi curioasă și nu va fi creativă. De aceea sunt total de acord cu faptul că, de exemplu, sistemul de educație trebuie schimbat. Un sistem în care învățăm mecanic și analizăm doar niște date este un sistem viciat care nu își va mai avea viitor. În momentul de față trebuie să stimulăm pe toată lumea să gândească, să creeze, să meargă mai departe. Curiozitatea m-a făcut să abandonez un job de aici și să mă mut în necunoscut la București. Curiozitatea m-a făcut să abandonez compania pe care am creat-o, să o las pe mâinile unor oameni și să mă mut în California. Curiozitatea m-a făcut să îmi deschid afaceri și în Statele Unite și în Mexic, pe mai multe planuri, să investesc și să învăț. Se vorbea aici despre câtă informație, cu câtă informație ești bombardat. Da, ești bombardat cu foarte multă informație. Într-o zi, un om, un average person, cum se spune, este bombardat, este expus la mai multă informație decât oamenii, un om, acum 100 de ani. Într-un singur an. Într-o zi versus un an. În momentul ăsta, probabil că în 10 ani, în o oră, va fi echivalentul unui an acum 100 de ani. Trebuie să știm cum să analizăm această informație. Este foarte, foarte important. Eu personal, încep dimineața la cafea, petrecând o oră, citind mii de știri. Le citesc pe titluri, pe categorii, le citesc pe diagonale, este adevărat, dar îmi fac o idee și înțeleg ce s-a întâmplat, cât timp am oprit sistemul, cât timp am dormit. Este curiozitatea ceea ce mă face să merg la birou, să merg în lume, să merg, să vin în fața dumneavoastră și să încerc să învăț. Pentru că din interacțiunile pe care le am, pot să merg mai departe, pot să fiu de succes. Regula numărul 1, curiozitate. Regula numărul 2 este curajul. Curajul de a produce o schimbare, de a face o schimbare. De a face o schimbare radicală în viață. Și când spun radicală, I really mean it. Radical înseamnă să alegi între viața personală sau business. Radical înseamnă să încerci ceva nou, outstanding, de care poate ți-a fost frică sau pe care ți-ai dorit să-l faci toată viața. Acum 3 ani de zile nu mă suisem pe o barcă. Săptămâna trecută am câștigat campionatul național de yachting. Am avut curajul să învăț niște lucruri noi. Am avut curajul să mă bag în lucruri noi. Am avut curajul să-mi schimb viața. Dacă sunteți curioși și vreți să râdeți, căutați pe Google, Antonio Eram poze, și încercați să găsiți niște poze de acum 5 ani de zile. Vă jur, dacă mă întâlniați pe stradă, cum arătam atunci, acum nu m-ați fi găsit.
Ca să reușești, pe lângă cele două componente pe care vi le-am prezentat, ai nevoie de pasiune. Dumnezeule, cu pasiune se face tot. Cu pasiune. Am încercat să găsesc pe internet, este un clip, am văzut o prezentare al lui Robert Sharma, în care avea un videoclip extraordinar. Îi lua un interviu tipului care făcea curățenie în WC-ul aeroportului din Johannesburg. Dacă reușiți să-l găsiți, uitați-vă la el. Este incredibil. Omul ăla vorbește cu atât de multă pasiune despre cum spală WC-urile, încât îți vine să spui, băi, mă duc și eu. Pentru că e molipsitoare. Pasiunea este molipsitoare. Pasiunea este cea care atrage oamenii. Oamenii cu pasiuni, oamenii care cred într-o idee și își doresc să fie mai buni, își doresc să facă ceva, se vor uni întotdeauna. Compania mea este lider de piață peste 5 produse pe care le-am inventat, unele de la zero, am revoluționat 5 piețe, 5 markets. Am ajuns market leader în contextul în care competiția erau fie foarte multe companii, în jur de 50-100 de companii, fie companii care erau finanțate masiv. Și am ajuns în poziția asta cu o echipă care nu suntem mai mult de 25. De ce? Pentru că suntem a naibii de pasionați pentru ce facem. Și rămân doar cei pasionați, cei care vor să schimbe lucrurile. Dar nimic nu funcționează dacă nu visezi unde vrei să ajungi. Unde vrei să și ce vrei să faci. Este o componentă la fel, creativă. Visez să ajung undeva. Visez să fac ceva. Unele vise sunt luate de râdere. Ca de exemplu, acum 10 ani de zile eram într-o conferință, am zis că vreau să am și eu o prezentare la o conferință în care erau tot felul de banchieri și firme de financiare și am spus, Netopia de mâine își va lansa produs de online payment, vom face procesare în România și vrem ca în următorii 2 ani să fim lideri de piață. A fost, parcă era stand-up comedy, așa au râs. Nu vred, deci am zis ok, ne vedem peste 2 ani de zile. Suntem lideri de piață, am fost nu după 2, după 3, deci unii au mai râs un pic, dar am fost lideri de piață, ne-am făcut visul, ne-am urmat visul. Acum am alte idei, o să vi le spun pentru că nu am foarte mult timp, dar evident sunt la dispoziția voastră în pauză. Asta este citatul meu favorit și este favorit deoarece eu l-am construit. Într-o lume a eșecurilor, succesul este doar un eșec care a mers prost. Asta e clar. Partea cea mai interesantă într-o lume a eșecurilor este să învățăm că eșecurile sunt ok, că le putem împărtăși, pentru că îi putem învăța și pe alții. Iar succesul nu este decât acea bomboană dulce pe care o ai între două eșecuri. Aș putea să vă povestesc zile întregi despre eșecurile mele, mai mult decât despre succes. Și chiar îmi face plăcere. Nu știu câți dintre voi faceți asta, dar este al naibii de important să o faceți. Al naibii de important. Iar dacă aveți copii, învățați-i că eșecul este o constantă. Succesul este o variabilă. Voi încheia spunându-vă că nu știu câți dintre voi sunteți antreprenori, nu știu câți dintre voi lucrați în companii. Ceea ce v-am povestit aici se aplică, indiferent de poziția pe care o aveți. De fapt, acest speech nu este un speech motivațional, este un speech despre cum poți să iei decizii, despre cum poți să mergi mai departe și cum poți să-ți urmărești visele, doar prin puterea ta. Unii au spus să nu te înhăitezi cu prieteni, să citești, să faci meditație. Toate astea sunt variabile. Le faceți sau nu. De fapt, cel mai bun sfat
pe care pot să vi-l dau este să nu acceptați niciun sfat. Să gândiți, să mergeți mai departe.